Bine ați venit pe canalul Câștigă Experiența. Astăzi o nouă experiență cu firul la motocoasă. Deci, se pare că atunci când dai cu firul motocoasa, firul distruge mai, taie mai, toacă mai fin iarba. Acum am pus un fir de circa o șchioapă lungime și am mai pus unul ceva mai lung, dar care l-am prins în patru puncte, astfel cu formatul un fel de floricică. Practic nu i-am mai lăsat capetele afară. Na, să vedem ce se întâmplă. Dacă aveți vreo sugestie cum faceți voi să nu să rup așa des firul, nu ezitați să-mi spuneți și mie în descriere. Ok. În comentarii și eu în descriere. O să trec în descriere ce fir folosesc acum și de fapt ce să mai trec. Ia să vedem, fir de 2,7 mm, secțiune rotundă, nu știu dacă e chiar ideal pentru tipul ăsta de mosor. De fapt nu e mosor, e un fel de dispozitiv de prindere fir. Da, ok, până la o nouă experiență, vă doresc numai bine, Doamne ăștia. Da, aici a crescut iarba cam mare, ia să vedem. Pornim întâi utinajul, tragem tocul, punem contactul. Trebuie dat o leacă la pompiță să evaporă benzina din carburator. Da, tocmai cum vă spuneam, hamurile astea sunt porcării. Ori nu știu eu să le folosesc. Asta e treaba. Ia să vedem. Care când ți-e lumea mai dragă, te-au lăsat fără da, era mult mai fiabil. Vă poate pune invers. Da, așa. Deci pe partea asta. Și acum o băgăm invers. Da, că nu prea am ies. N-am ce să zic. De fapt, cred că e totuși pe aici.
Da, cine îndemânatic sunt. De ce încălcit și neîndemânat. Ce mai vedeam la vale. Hei, trag așa mai tare. Sper să fie suficient. Cu care pur și simplu îi fac un mod și cu asta bărță. Să mă joc cu chestia asta. Ia ca sare, ia ca. Aici la fel. Fac un nod. Chiar două. Termina buciu. Deci așa nu se mai poate. Ok. S-ar putea să deranjeze pe la șale. Da, n-am ce să fac. Da, hai să repoziționăm din contactul. Strămoșii noștri dădau odată bani pe coasă, pe care 20 de ani nu mai aveau treabă cu coasa. Dar na, tehnologia face să circule banul. Așa că până la o nouă experiență, vă doresc numai bine, Doamne ajută!